găsit la știrile din sport. Grupa de născuți în 2006 a clubului Best Kids Regin a ocupat locul al doilea la memorialul Fanici Andrei cu participarea a 11 echipe. Competiția a avut loc sâmbătă, 15 august și tot pe locul 2 s-au clasat micii fotbaliști ai grupei de 2007 a clubului Best Kids. Sportivii au luat parte duminică la memorialul Dorin Naste. În cadrul partidelor s-au remarcat portarul Alfredo Marian și golgheterul Horațiu Florea. Două turnee și două locuri doi pentru copiii care practică fotbal la clubul Best Kids Reghin. Grupa de 2006, antrenată de Viorel Suciu, a participat sâmbătă 15 august la memorialul Fanici Andrei, cu participarea 11 echipe. Organizatorii au fost clubul Nazna și din Asna și Asociația Județeană de Fotbal. Au participat 11 echipe. Vreau să spun de la bun început că sunt foarte mulțumit de evoluția copiilor noștri, micuților noștri fotbaliști, la final s-au clasat pe locul 2, după patru victorii și-au pierdut finala disputată cu echipa din St George de Mureș. Și grupa de născuți în 2007, antrenată de profesorii Mircea Iacob și Dorin Grama, a avut o evoluție foarte bună la un alt turneu, Memorialul Dorin Naste. Competiția a avut loc duminică 16 august. Copiii noștri au reușit să obțină locul 2, după o finală pierdută iarăși la penalturi. Acolo au fost ceva probleme, copiii au fost puțin dezamăgiți pentru că au avut gol valabil, validat de către arbitru, dar la reproșurile antrenorului advers a anulat golul. Copiii au venit supărați, dar le-am spus că trebuie să meargă mai departe, așa educăm ca să respecte adversarii și să meargă mai departe. Dincolo de locul ocupat pe podium, la ambele echipe s-au remarcat jucători și au fost răsplătiți cu premii speciale. Sunt mulțumit de Rezultatele întregii echipe, dar am avut evidențiați. Premiile speciale, iarăși, copiii noștri, ca de fiecare dată, sunt evidențiați. Sâmbătă am avut cel mai bun portar prin sportivul Alfredo Marian, iar duminică am avut golgetul competiției, Florea Orațiu, și cel mai bun jucător al turneului, Marin Deci, am venit cu multe cupe, multe trofee, suntem foarte mulțumiți și continuăm să ne pregătim pentru turnele care urmează. Turneele de pregătire continuă pentru micii fotbaliști. La sfârșitul acestei săptămâni, copiii vor lua parte la Cupa Voi Regilor la Gurgiu, iar la finele lunii vor evolua în cadrul Cupei Sporting Reghin 2015.